dimineața, iată, după cum bine știm, unei comune în pragul primăverii, verii, nici nu știu cum să mai dau din cauza anotimpului sau un fel de toamnă târzie, îi stă foarte bine cu igienizarea și curățenia comunei. Ați scos oamenii care beneficiază de ajutorul social în stradă, ați început curățarea șanțelor, tunderea ierbii, a vegetației uscate. Bună dimineața, bună ziua! După cum știți, noi punem o amprentă puternică pe curățenie. Cum a spus dumneavoastră, primăvară, vară, toamnă, iarnă, nici nu mai știm ce sezon e, că s-au dat naiba toate peste cap. Cu igienizarea să începem, de la atâtea ploi vegetația crește, noi în permanență ierbicidăm, tundem, deci cu oameni din primărie, deci cu 416, am câțiva, am 13 persoane la 416, vă dați seama, 2 zile jumate de făcut sau 2 zile. Dar, în general, 80% cu cei din primărie, adică cu guardul, cu pompierul, cu șoferii, cu băieții din primărie, cu aparatul, cu băieții de la auxiliar, cu aparatul auxiliar. Și facem curățenie. Eu am pus multă amprentă pe curățenie, v-am zis, pe curățenie, pe vegetație, cam asta e. Dar anul acesta sunt un pic întârziat, de fapt mai am usat să-l fac, să-l evicidez, nu m-am usat ploile. Cam atât. Deci curățenie vom face, menținem standardul sus și... Cu oamenii care au crescătorii de animale, ați bănuiesc că ați comunicat, ați vorbit cu dumnealor în privința animalelor să aibă grijă în perioada epicidării? Da, au fost anunțați. Punem pe Facebook și cel mai îndemână, se anunță și pe sate, să mergem personal, trimite câte un consilier și oamenii respectă în ziua respectivă, că doar o zi dacă nu ies. Apoi nu au probleme. Este ușor de făcut față, mă refer la curățarea vegetației și a șanțurilor cu o mână de oameni? Nu e ușor, chiar foarte greu, muncim mult, datorită faptului că avem lungime, avem kilometri mulți, 35 de kilometri, vă dați seama, să-mi pars peste tot, să ajungi să cureți. Am 4 băieți în primărie și v-am zis, sunt 13 la 416, pe care n-am numai de vegetar, ție de făcut, mai sunt 7 lucruri. Toată lumea știe, deci de la dumneavoastră din comună sunteți un iubitor al sportului rege, al fotbalului și cu această ocazie, pe data de 1 iunie, chiar dacă în data când realizăm acest interviu, suntem în data de 18, deci în urmă cu 16 zile, ați premiat elevii din localitate, dându-le pe lângă pizza, dulciuri și sucuri, echipamente sportive cu însemnele clubului. Acest proiect a fost un proiect la nivel național, puține cluburi au obținut finanțarea, noi am premiat undeva la 66 parcă sau 65 de copii, noi am premiat, acești copii s-au încadrat fiind legitimați lor, deci copiii care au primit sunt, ca să specific, să înțeleagă, sunt legitimați la club. Și deci erau pentru prima legitimați, a fost un proiect, am profitat de faptul că sunt bani, n-am acum de treabă și am obținut finanțarea pentru echipamente, adică ghiozdanele, tricouri, shorturi, gecuțe, training și așa mai departe. Adică un pleu cu totul, jean-pierre, short, tricouaș cu mânecă scurtă, mai puțin ghete. Un proiect care s-a muncit la el, domnul Mihai Hăloiu a muncit foarte mult la el, a obținut finanțarea și noi am premiat copii. Aceste stimulente sportive, aceste echipamente, stimulează pe ceilalți copii care nu sunt înscriși în club să se înscrie? Să vă răspund. Acum depinde și familia, dacă își dorește să trimită către sport. Cât facem? Da. Motivația ar trebui să fie motivați pentru faptul că, adică 30 de copii au primit și 65 au primit, ceva de genul. Adică să se motiveze. Bine, și era vorba și de vârstă, că e până la cei născuți după 2002, parcă nu face. Până în 2002, sau cei născuți 2006, ceva de gen. După 2006 în spate nu merge. După 2006 către 2021, în general, toți copiii au primit. Adică i-am legitimat, asta era și condiția, pe fondul acestea, să fie legitimați la club, ca să primească, finanțarea. Cei care erau legitimați mai de mult sau la club n-au primit. Am avut și aceste cazuri, i-a scos federația după conform CNP-ului, legitimați n-au primit. Știți, minte sănătoasă, într-un corp sănătos, majoritatea joacă fotbal,
este un sport, o pasiune pentru unii. Cum rezistă echipa CS Mădulari în momentul de față? Și aici, făcând o paralelă către buget. În momentul de față nu stăm rău cu banii. Am bugetat, avem bani, noi mai încasăm și impozitul pe profit la câteva societăți. Dar așteptăm să înceapă campionatul. Dar să condiții, vă dați seama că, de exemplu, CS Mădulari nu își permite să plătească testele la fiecare meci. Am câțiva jucători s-au vaccinat, unul se vaccinează, nu poți să-l obligi să-i pui cu forța, domnul este vaccinat. Vă dați, fiecare are părerea lui și sau gândește cum vrea pentru organismul lui. Așa a fost 10 jucători vaccinați, restul sunt nevaccinați, dar am zis, mă gândesc să serios dacă mă scriu sau nu scriu echipa. Către mine am scris, dacă rămâne cu testele la 70 de teste, nu știu că vă dați seama, la 70 ai 4 teste pe lună. Și tot se mai adună 20 de jucători cu staful tehnic, ai 11, dar tot cu ce înseamnă staff, te mai adun 20 de persoane. 20 de persoane, să zicem, 65 de lei, ai 1300. Ori, e simplu. Ori 4 meciuri pe lună, e și al 5-lea câteodată, adică când cadem la 5-a sâmbătă, ai 5200 de lei. Păi 5200, ori 4, nu să zicem, pe tur. 5200, că încep și un amical și un antrenament, 5200 ori 4. Ai 22.000, 28.000 cât vine și iar 28, îți trebuie 56.000 de lei fără arbitraje, fără nimic, ca să faci doar testele. Că se joacă odată la 7 zile, da? E simplu. La 7 zile trebuie să ai testul făcut. Deci nu știu cine își permite, dacă rămâne chestia treaba cu testele și nu vine vreo finanțare de undeva, de la Abarma, nu o scriu echipa că nu putem să ne bătem joc de bani. Și dacă am avea bani, la fel. N-aș putea să-mi scrie și la Deu, mă dați seama, eu îmi doresc, că de-aia întreținem baza sportivă, întreținem totul, avem grupele de copii, dar dacă rămâne treaba cu testele... Totuși este o sumă destul de mare de suportat. De suportat n-avem de unde, ce să fac, să dea banii din primărie să-i bag în fotbal, nu. Am prins și noi, suntem unești 25.000 de lei din primărie și atât, anual. Sportul, mai ales fotbalul, ca și alte sporturi... Mie îmi place, dar ați zis, avem și priorități, sportul e sport, da. Corect, aveți dreptate, dar avem și alte priorități pentru cetățeni. Nu la toată lumea le place sportul. Într-adevăr, până la acele priorități pentru cetățeni, oamenii sunt atrași foarte mult de fotbal. Știți, în fotbal sunt sponsorii, ca și în alte sporturi. Ați încercat să luați legătura cu eventuali sponsori pentru a suporta această sumă și a reuși înscrierea echipei în campionat? Până acum câțiva ani de zile am mai ochii cu sponsorii. Să știți că sponsorii în ziua de azi sunt cam reticenți. Nu mai vreau să cheltuiască bani. Când n-au niciun avantaj, sponsorii ești nici la divizia. Știi că vinzi un jucător, scos din cheltuieli, dar aici sponsorul doar cheltuie bani, de venit, nu-i vin nimic înapoi. Deci cu sponsorii să știți că ce mai găsește cât un sponsor pe la Liga 3-a, e ok, dar foarte greu, că fiindcă nu ai, să-ți vină un sponsor, dar să ai, să zicem că ai o pontă de jucători de 20 sub 16 ani, un under 16 și ai 3 jucători care poți să-i vinzi, nici copiii nu se mai țin, ca să zici că recuperezi. Nu, sponsorul e greu. Sponsorul mai progresiv până la asta, din când în când. La noi, la societate. Dar e foarte greu. Deci v-am zis, dacă rămâne treaba cu testul, noi nu o să fim echipa, că Mădulari are și alte priorități. Adevărat, normal, sportul e numărul unu, dar de unde bani? De unde bani ca să susții? Să susții testarea jucătorilor. Și plus, urmează transport, arbitrajele. Mai sunt jucători care nu vin fără bani. Adică vor și 100 de lei pe meci sau ce vor și așa mai departe. Sunt cheltuieli. Testarea se face chiar dacă jucătorii sunt vaccinați? Nu, dar jucătorii ne vaccinați. Cei vaccinați nu se mai face testarea. Sau cei care au avut COVID, nu mai știu exact cum e chestia cu COVID-ul, vine că au avut COVID și nu se mai testează. Dar, după câte și eu n-am avut jucători de COVID la CS Mădulari, am jucat mini-campionatul acela pentru promovarea cel cu băieță la Spartak, băia sau de aia au COVID. Noi n-am avut niciun COVID, niciun jucător care să ateste că a avut COVID ca să nu mai facă testul. Dar m-a zis, e greu, nu știu care echipă își permite să se înscrie să plătești la teste. Că nu ai de unde, nu că nu vrea, toți vor. Toată lumea așteaptă, vor, ați văzut, mi se pare că voi ce știi și a pus terenul pe Facebook, un teren splendid, frumos. Toată lumea vrea să înscrie, deci sunt doar nici, dar v-am zis, noi nu avem suport, echipele mici care, că fotbalul la echipele mici pleacă. Cu toate că alții zic că au centri de junior, dar jucătorii
țapele așa care ne-au dus prin lume, au plecat pe undeva de la țară, cum spun eu. Mai căriți, așa, mai puternici, mai pe fizic. Deci jucătorii cu talent, să știți că dacă urmăriți cu atenție, toți jucătorii cu talent, în general, vin din provincie. Și acum revin la prioritățile pentru cetățeni, făcând o paralelă și cu fotbalul, cu această pasiune. Oamenii vin, chiar dacă le lipsesc multe, că nu sunt bani pentru investiții, nu sunt bani pentru finanțări și asta nu este un lucru care nu se știe. Oamenii vin, stau frumos pe marginea gardului sau în tribună și urmăresc meciul de fotbal cu plăcere, uitând de toate problemele existențiale, măcar pentru acea oră, două, cât ține meciul de fotbal. E adevărat, v-am zis, să știți, nu toată lumea iubește sportul. Persoanele care vin, chiar câteva persoane de zile trecute sunt pensionari, oamenii și-au zis, doamne, mai dați drumul la fotbal, mai începe campionatul, mai veniți și noi, sâmbătă, duminică, uităm de toate problemele astea, două, trei ore. Dar nu trebuie nici cetățenii, să știți că într-o comună eu am o vorbă. Dacă nu vrei, n-ai nimic de făcut, dar în permanență există de ceva de făcut. Deci toată lumea are nevoie de ceva. Deci într-o comună, nu vorbesc de orașe, acolo sunt alte chestii. Deci fotbalul, da, e un sport frumos, sportul rege, de-aia au spus sportul rege. Dar v-am zis, noi fiind mic, bugete mici, nu putem să susținem dacă... Deci dacă noi testarea nu, obligatoriu nu scriem echipa, că nu avem cum să o susținem, e imposibil să o susținem. Rămâne baza sportivă, să întâlnesc copiii la antrenamente, grupele și cam atâta. Dar oamenii, v-am zis, sunt împărțiți în două, unii sunt cu sportul, unii sunt, mie mi-a dus apa, n-a trecut apa pe acolo, și așa, asfaltul, școala, și așa mai departe. Iată, pentru rezolvarea acestor probleme pe care le-ați, tocmai le-ați menționat mai devreme, apă, canal, gaze, infrastructură și alte nevoi pe care le-au cetățenii și localității dumneavoastră, Comuna Mădulari, după cum prea bine știți, este destul de micuță și nu prea fi eligibilă la obținerea finanțării diferitelor proiecte pe fonduri europene. Și v-ați gândit să înființați o asociație, ADI, denumită Drumul Vinului, împreună cu alte două comune, a domnului Conciuri și cu domnul Dumbravă. Da, Sutești, Bușuieni și Mădulari. Pentru accesarea mai ușor a fondurilor europene. Da, am avut discuții, suntem în discuții avansate, undeva în zona de sud a Mădularilor. Vrem să... Au fost și sunt stațiuni de vin, de vie, pentru producerea vinului și am vrea... I-am dat noi așa o denumire, Drumul Vinului. Și am vrea să vedem dacă putem sau dacă reușim să obținem finanțare europeană, că altă soluție nu avem. Ar fi interesant. Suntem avansați cu discuțiile. Vedem ce este. Este o idee destul de bună. Da, este între trei comune. Ar trebui și Crețenii, cred că totuși și Crețenii, că Ciupește și în teritoriul Crețenilor, trebuie chemați la discuții. Au fost discuții, sunt discuții și o să punem temeiul asociației și vedem dacă este ceva sau nu. Ar fi interesant acolo, e o zonă plăcută. Crețenul nu cred că ar spune nu. Nu. Este un primar tânăr deschis. Nu cred că ar spune, da. Deci încercăm, vedem cum sunt finanțări, cum sunt și poate reușim să obținem motorii de tren, să facem această asfaltare, dar și frumos. Drumul chiar trece prin vii. Deci de-aia ne-am și... Da, din Drăgășan până la dumneavoastră. Da, de la Drăgășan până la noi la Mădulari. Ar fi interesant. Rămânând la aceste finanțări pe fonduri europene, cât de ușor sunt pentru dumneavoastră de accesat comparativ cu finanțările prin fonduri de la bugetul de stat? Cum să spun, nu sunt nici ușor, nici greu, dar e greu să obții. Pe cele pe fonduri europene? Pe cele pe fonduri europene. Că noi așa am mai luat. Am luat un net gratis în comună de vreo 12.000 de euro. Ocupă pe un tractor, un retroexcavator pe tractor undeva la 12-14.000 de euro. Tractorul, am mai obținut proiecte europene, dar cu bani puține, adică proiecte, sunt tot trei proiecte. Dar ce să zicem? Vedem că depunem mereu. Se înțeleg că finanțările
de la bugetul de stat au fost mult mai ușoare pentru dumneavoastră? Păi la bugetul de stat am obținut finanțări, după cum știți, la PNDL cu apa, cu asfaltări, cu... Pe situații de urgență am avut vreo două anumite cărterii, le-am rezolvat. Avem mai multe, dar două s-au rezolvat. Nici la PNL, că trebuie să faci proiect bun, cu studiu de personalitate bun. De exemplu, acum avem depus pe Ceniu o școală, canal și apă 11 km, 11 și 11. Sunt mai multe proiecte depuse. Dar așteptăm acum finanțarea și o să o vedem. Ne apucăm de treabă. Finanțarea, știți cum e în România, mai ales cu bani de la bugetul de stat. Proiectul depus, alergarea după tot felul de avize. Da. Avize care, din păcate, expiră după un an de zile. Dacă expiră, trebuie să le reînnoiești. Reînnoit, da. Reînnoit posibil și proiectul în cazul în care se modifică cumva prețurile. La materiale, da. La materiale de construcție se modifică la greu prețurile. Adică se modifică la zi la zi. Vorbesc mai devreme de oamenii, cetățenii comuni care vă tot întrebau când începe sezonul meciurilor ca să vină pe stadion o oră, două, trei, să uite de problemele vieții de zi cu zi. În afara faptului că dumneavoastră sunteți primarul localității Mădurari, sunteți locuitorul, sunteți cetățeanul comunei. Care este primul gând? Care ar fi prima dorință a dumneavoastră când ieșiți pe poartă și ați dori să vedeți schimbat în Mădurari, dumneavoastră ca cetățean? Și transmiteți acest lucru către primarul comunei Mădurari. Da, ca cetățean către primarul comunei Mădurari. A început bine, a schimbat comuna și poate să o schimbe mai departe. Așa ar fi multe, multe. Ce își dorea primarul? O școală nouă. Un gaz către mădulăreni. În general, așa, în aspectul comunii, fațada i-a schimbat-o, adică cu o curățenie, cu un asfalt, cu apă, cu un LED pe stâlp, cu un net. Și să o țină tot așa, adică să aducă câte ceva nou, el știe ce are de făcut. Și acum, în calitate de primar, vă întreb dacă problema aceasta a gazului, o problemă cu care se confruntă nu doar majoritatea localităților din județul Vâlcea, cât și la nivel național. Vreau să vorbim despre această școală nouă pe care v-ați dori în localitate. Cât de realizabil ar fi acest proiect în acest mandat? Eu cred în acest proiect, cred, mi s-a aprobat așa cum finanțarea pe CNI și cred cu tărie că se va rezolva în următorii 2 ani de zile, vom avea o școală frumoasă, elegantă, ca în Occident sau ca în orașele mari, mai sunt scurs și în orașe mari, adică ce se practică azi, la zi, cum s-a spune. Printr-o școală nouă să înțeleg că elevii care sunt în acest moment la unitățile școlare existente se vor muta o parte din ei în școala nouă sau numărul de copii este în creștere? Nu, noi avem doar o singură școală, școala din centru, restul copiilor din alte sate, ne aducem din sate, ne aducem cu microbuzele, ne aducem cu microbuzele și nu se mută, că asta este singura școală. Da, deci eu m-am zis, mi-aș dori școala, îmi doresc o bază sportivă, ultima generație, dar nu știu dacă reușesc vreodată să o aducem la standarde europene, dar așa, în principiu, nu sunt cetățenii să spună dacă am făcut treabă bună sau nu. S-a văzut în toamnă, cetățenii s-au exprimat și trebuie să o ținem tot așa, cu proiecte, cu lucruri care îi mașină sau au nevoie de ele. Un pod, un podeț, o trecere către un câmp, un drum de talab. Tot am lucrat și într-un permanențele. Pentru până la rezolvarea acestor probleme de infrastructură, generabilitate, drumuri, străzi și asfaltare, dumneavoastră vă tot chinuiți cu acele proiecte de alegerile de gaz natural. Ne-am făcut proiectul de gaz natural, dar acum așteptăm. Nu vreau să vorbesc despre gaze, am spus, am făcut împreună cu domnul Tudor Lașușan proiectul, așteptăm acum, am dat seama, toate comunele vor gaze. La cine ajunge, ajunge, la cine ajunge, ajunge. Dacă această asociație, Asociația Drumul Vinului, pe care o faceți împreună cu Bușoinul și cu domnul primar Dombrava de la Sutești, ar fi ajutat
mai mult în obținerea finanțării pentru rețeaua de gaz natural? Nu știu, aici nu, chiar nu pot să dau un răspuns. Posibil da, posibil nu. Mulțumesc. O zi bună să aveți.